prezintă știrile Agro TV. Bun găsit! Prețurile produselor din carne în magazinele din România sunt cele mai scăzute din Uniunea Europeană. A recunoscut chiar ministrul agriculturii, Achim Irimescu, motiv pentru care agricultorii noștri au mari probleme în a supraviețui. Spre exemplu, astăzi costul de producție al unui kilogram de carne de porc este de 5 lei, iar prețul mediu oferit de abatoare este de 3,8 lei. Practic, producătorul este în pierdere cu 1,2 lei. Nivelul subvenției autoreglează prețul produselor de pe rafturile magazinelor, iar Uniunea Europeană se confruntă acum cu o presiune mare pusă de Statele Unite ale Americii pentru reducerea subvențiilor pe produs în statele comunitare. Însă Uniunea Europeană a venit cu justificări pentru subvențiile pe care le acordă, plata pentru înverzirea culturilor agricole și plata privind bunăstarea animalelor. Autoritățile de la Bruxelles consideră că fără standarde înalte impuse producției, nu se pot justifica aceste subvenții pe care le primesc agricultorii europeni. Dar chiar și așa, sumele pe care le primesc fermierii din statele membre ale Uniunii Europene nu sunt cele mai ridicate la nivel global. Subvenția europeană nu este cea mai mare din lume, undeva la 42-43% din valoarea produsului agricol finit, să spunem, dar avem Coreea cu 70-80%, Japonia cu 90%, Elveția 70%. Deci sunt state în lume care subvenționează mult mai mult decât Uniunea Europeană. Odată cu introducerea subvențiilor, prețul se autoreglează. Ministrul Achim Irimescu a venit cu un exemplu grăitor din industria agroalimentară din țara noastră. Pot să vă dau un exemplu extrem la îndemână în sectorul cărnii de porc, unde am introdus bunăstarea animală. Din păcate, această sumă care o acordăm noi pentru bunăstarea animală se regăsește în prețuri. Prețurile la carne sunt cele mai scăzute în magazin, la consumator sunt cele mai scăzute din Uniunea Europeană și producătorii noștri au mari probleme în a supraviețui. Sigur, e o criză la nivel european, dar care e mult mai gravă în România, aș zice eu. Iar pentru a susține afirmația ministrului Agriculturii, vicepreședintele Asociației Producătorilor de Carne de Porc, Costin Bădilă, subliniază criza acută pe care o traversează producătorii români în această perioadă. Costul de producție la kilogramul de porc astăzi este în jurul cifrei de 5 lei, 4,85 lei și prețul mediu care există în săptămâna asta pe care îl primim de la abatoare este între 3,6 și 3,8 lei. Condiție în care noi vom fi obligați în cel mai scurt timp să renunțăm la această afacere și să ne apucăm probabil de alte afaceri, nu știu de care. Se știe foarte clar un lucru. Țara noastră a reușit să ia subvenții la mult timp după ce alte state deja beneficiau de acești bani. Orice astfel de ajutor se regăsește în prețul alimentelor la raft, iar șeful MADR a spus că nu dorește eliminarea subvențiilor agricole din anul 2020. Eu nu doresc să se renunțe la subvenții pentru că, știți bine, România a ajuns în sistemul subvențiilor la multe decenii după alte state membre care au reușit între timp să-și pună la punct agricultura, să aibă o infrastructură foarte bună agricolă și, de ce nu, sunt pe medie mai competitivi decât producătorii români. Deci e greu de luat în calcul în această perioadă sau chiar în perioada 2021-2028 varianta renunțării la subvenții, dar orice subvenție, repet, care o acordăm producătorul, din păcate, se regăsește de cele mai multe ori în protecția socială, deci în prețurile pe care le avem pe piață. Dintr-un alt unghi privite toate aceste probleme, subvenția scade prețurile alimentelor și poate duce producătorul la faliment. Banii care ajung de la Comisia Europeană la fermierii din țara noastră sunt mult mai puțini decât banii pe care îi primesc ceilalți fermieri europeni, motiv pentru care vorbim despre o concurență neloială. O posibilă soluție ar fi ca toți agricultorii Europei să plece din același punct, adică fără subvenții, o inițiativă pe care o susține și europarlamentarul român Laurențiu Rebega. Legea supermarketurilor creează mari controverse. În ediția trecută a Jurnalului de Agricultură, președintele Prodcom, Aurel Tănase, a declarat că în prezent producătorii români trec printr-o perioadă foarte grea din cauza dezechilibrului dintre ei și marile magazine. Formele asociative sunt supuse unor supracontroale și riscă să piardă tot, a declarat în ediția de aseară a Jurnalului de Agricultură președintele OIPA Prodcom. Noi trebuie să fim parteneri, pentru că nu se poate să avem doar noi dreptate sau ei dreptate. Când au venit în România
au venit și am stabilit să creștem împreună, s-a creat un dezechilibru. Uitați-vă unde suntem noi producătorii, uitați-vă unde sunt comercianții și trebuie să înțeleagă că este momentul să înțelegem lucrurile în bunul lor rost, în așa fel încât să poată crea și o satisfacție producătorului român, pentru că eu parcurg foarte mult în România, în sectorul nostru de legume, fructe, ciuperci, cartofi. Vreau să vă spun că este o tristețe generală. Oamenii își pierd încrederea, rezultatele anilor trecuți i-au dezamăgit. Sunt destul de multe opreliști, sunt praguri din astea birocratice care îi țin pe loc și undeva îi fac reticenți. Iar acum, în ultima vreme, se mai adaugă un lucru care nu este deloc corect. Este un așa zis control, supracontrol, în care formele asociative pe care de-abia le-am văzut, le susține, ne mândrim cu ele, sunt acum purificate, verificate pe tot felul de acțiuni din 2006 și până în prezent, riscă să li se retragă recunoașterea, să dea bani înapoi și deci creează un motiv de stagnare pentru noțiunea asta de asociere. Mai mult, Cornel Stroiescu a afirmat că administratorii supermarketurilor trăiesc în alte state și au tot interesul să-i favorizeze pe fermierii din țările lor, nu pe cei din România. De la mine acum pleacă ouă la 20 de bani. Și îl găsești la raft cu cifra 2 și ajungi la 70-80 de bani la raft. Consumatorul să întreabă, băi, dar uite ce fac ăștia care produc. Nu te întreabă, de ce îl dai cu ouăle, cât e? Exact. Ou, am văzut că e, bineînțeles că e ștanțat, e numărul meu de înregistrare pe ou. Zice, dar tu vânzi ouăle la prețul ăsta. Nu se poate. Noul președinte Qatar, Vlad Gheorghe, a criticat practicile neloiale ale unor administratori de supermarketuri care, chiar dacă oficial spun că acceptă produse românești în magazine, profită de toate ocaziile pentru a le delista și a le înlocui cu altele aduse de pe vapoare, mult mai nocive pentru sănătatea cumpărătorilor. Adevărul din spatele acestor importuri este însă mult mai crud. Am o statistică de la Organizația Mondială a Sănătății, în care America, în rapoartele anuale, au 76 de milioane de cazuri de îmbolnăviri din cauza alimentelor. Au 325.000 de spitalizări și 5.000 de morți. Într-un singur an. OMS-ul, Organizația Mondială a Sănătății. În Statele Unite. Da. 76 de milioane de îmbolnăviri din cauza alimentelor. Incidența globală a îmbolnăvirilor cauzate de alimente este deficitul de estimat totuși în 1,8 milioane de oameni. Nu vă spun câte cauze sunt. N-ați văzut aspectele în care căutați să denigreze produsul românesc cu brădetul, cu apa, cu nu mai știu ce. Organele abilitate care trebuie să-și facă datoria, nu-și fac datoria, pentru că ele evită să facă controle supermarketuri, că acolo nu se poate lua șpagă. Sunt camere de luat vedere ca la dumneavoastră, în direct. Ei vin și ne controlează pe noi, prăpădiți ăștia de român, dar nu se duc în firmele străine. Piața este în cădere liberă, cel puțin când vine vorba de marfa produsă de fermierii noștri. Cei mai mulți agricultori români ajung să vândă produsele autohtone fără ca ei măcar să-și acopere costul de producție. Reprezentantul sectorului de legume din România, Vlad Gheorghe, are un exemplu grăitor în acest sens și ne arată cât iese profit la o legătură de ridichii. La nivelul anului trecut, România avea 1.021.000 de agricultori activi. Dintre aceștia, majoritari, aproape 800.000, sunt cei cu suprafața între 1 și 5 hectare, așa numiții fermieri mici, cu exploatații de subzistență. Dacă în țările din vest această categorie de fermieri este considerată un bun național, la noi lucrurile stau cu totul diferit. Subvențiile întârzie, marfa autohtonă intră cu greu pe rafturile magazinelor, iar producătorii noștri fac față concurenței din ce în ce mai greu. Președintele Asociației Producătorilor de Legume din România, Vlad Gheorghe, trage un semnal de alarmă autorităților din domeniu. În general, culturile de primăvară sunt cele care anticipă un pic de parte financiară față de producător. Ele sunt mai necostisitoare pentru că se fac în perioade reci, cum este ridichia, spanacul, ceapa verde, salata și, în general, ele vine cu o respirație, o bulă de oxigen față de producător, în perioada foarte critică, când este februarie-martie, noi spunem când zăpada încă nu s-a luat după pământ, și vine cu o cuantificare
financiară pentru a putea evolua culturile care vor veni aprilie, mai, când începe fluxul normal în agricultură. Concret, dintr-o legătură de ridichi roșii pe care un consumator o pune în coș, profitul producătorului este aproape zero. O legătură de ridichi sunt 5 ca număr, ele așa se face. Ele sunt la 50 de bani, vorbind de preț angro în care este, dintre care, dacă acum realizăm argumentat, una este pentru taxe și impozite, una este pentru transport, una dintre ele este taxa care mă duc către piață. Din acestea două, rămâne practic supraviețuirea pe care și-o asigură producătorul de zi cu zi. El fiind obișnuit cu aceste două, una dintre ea ar fi salariul pe care ar trebui să rămână într-o gospodărie. Și dacă vă uitați foarte bine, profitul este singurul dacă rămâne. Și atunci nu este de mirare dacă agricultura României nu va mai avea în următorii ani fermieri tineri care să-și dorească să fructifice mai departe terenul arabil moștenit de la părinți. 31 martie este ultima zi de depunere a documentației justificative pentru culturile de soia și lucernă pentru anul 2015. În caz contrar, fermierii, chiar dacă au depus cererea unică în anul 2015, nu vor intra la plată. Fermierii care au optat pentru sprijinul cuplat pentru soia și lucernă mai au doar o zi la dispoziție pentru depunerea documentelor doveditoare pentru obținerea sprijinului de la APIA. Aceștia, chiar dacă au depus cererea unică în anul 2015, în situația în care au optat pentru sprijinul cuplat, nu vor intra la plată până ce nu vor depune documentele justificative. Cei care au optat pentru această schemă de sprijin trebuie să facă dovada că au produs o anumită cantitate de soia, respectiv la soia minim 1300 de kg de boabe la hectar, iar la lucernă minim 3,75 tone masă uscată sau minim 15 tone de masă verde la hectar. Sprijinul cuplat este un sprijin nou adoptat prin noul PNDR începând din anul 2015. Trebuie să prezinte documente prin care fac dovada fie că au valorificat producția pe care au avut-o în fermă, fie fac dovada că au consumat producția cu animalele pe care le dețin și sunt înscrise în Registrul Național al Exploatației. Aceste documente sunt, în cazul valorificărilor, contractul cu beneficiarul la care ajunge producția și factura fiscală sau carnetul de comercializare în cazul persoanelor fizice. În cazul soia, dacă au contract cu o unitate de industrializare și factura fiscală, iar în cazul în care au vândut la alt producător, un contract comercial și o factură fiscală. Pentru cei care consumă în fermă soia cu animalele înscrise în rene, trebuie să aibă utilaj de prelucrare. Asta înseamnă fie factură de achiziție, fie nota de inventar, prin care să dovedească că dețin acele utilaje ca să prelucreze soia. Referitor la lucernă și la soia, cei care consumă lucernă și soia cu animalele din fermă trebuie să prezinte și acea anexă 5 și anexa 5.1 referitor la producția și consumul pe cap de animale. Sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă este de 55 de euro pe hectar în anul 2015, urmând să crească cu 10 euro în fiecare an până în anul 2020. Referitor la cultura de soia, sprijinul cuplat este de 325 de euro pe hectar, acesta putând fi modificat în funcție de numărul de hectare eligibile în 2015. Fermierii din sectorul laptelui și al produselor lactate pot primi un ajutor financiar suplimentar cu caracter temporar destinat creșterii animalelor. Pentru a beneficia de acest sprijin, producătorii de lapte trebuie să îndeplinească cumulativ câteva condiții. Producătorii de lapte de vacă trebuie să fie în activitate și să aibă încheiat un contract pe minim 6 luni de zile, valabil la data depunerii solicitării și să dețină cel puțin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui aferentă contractului. Conform hotărârii de guvern, adoptată în 22 martie 2016, este o nouă schemă suplimentară pentru cei care au livrat peste 5 tone de lapte. Până în prezent avem depuse 130 de cereri din aproximativ 945 de cereri care ar fi potențiale
pentru această schemă. Suma cuvenită fiecărui producător se calculează de către APIA conform cantității de lapte livrată în anul de cotă 2014-2015. Se acordă 240 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate cuprinsă între 5 tone, inclusiv și 20 de tone de lapte, 12 euro pe tonă pentru producătorii care au livrat o cantitate mai mare de 20 de tone și până la 200 de tone inclusiv și, bineînțeles, 2900 de euro pe beneficiar pentru producătorul care a livrat o cantitate de lapte mai mare de 200 de tone. Cererile pot fi depuse la centrele județene APIA până în data de 8 aprilie 2016. În România, consumul de miere pe cap de locuitor este foarte mic în comparație cu alte state membre ale Uniunii Europene. Apicultorii trag un nou semnal de alarmă și mulți se declară nemulțumiți că produsul lor nu prea se vinde. În județul Iași se consumă puține miere, iar producătorii trag un semnal de alarmă în acest sens. Producția este bună, dar mierea se vinde greu pentru că nu sunt foarte mulți cumpărători. Avem miere de salcâm, de tei, poliflora din toate florele, faguri avem din așa natural, toată mierea este naturală, din zonă nepoluată și cu vânzarea în piață. Aici în Hala vindem, de mulți ani de zile vindem, da. Vânzarea slăbuț, foarte slăbuț, adică nu mai este putere de cumpărare, probabil la oameni. La pensionari, ei consumă mai multă miere, tineretul mai puțin, nu s-o obișnuiți. Ieșenii spun că nu își permit să dea mulți bani pe miere, dar când au ocazia, cumpără din piețe, de acolo de unde au mai luat. Cumpăr așa, dacă cumpăr o dată, cumpăr să-mi ajungă tot anul. Că îmi dă de 10 ori mai puțin piață ca la cei care n-au muncit. Consum, merită el bine. Des? Da, fiecare zi la cafea, eu beau cafeaua cu miere îndulcit cu miere de albine. Consum, miere de albine, sigur. Cât de des? Păi aproape în fiecare dimineață, câte o linguriță, două. Da, pe un tată obișnuiță. Și de unde o achiziționați? Ei, mai am și cineva care crește albine și mi-aduce curent. Dăm telefon și mi-aduce acasă, da. De plaschitul ducă, mi se pare, ceva de genul ăsta. Din statistici, reiese că ieșenii consumă doar 30% miere anual în comparație cu persoanele din alte state membre ale Uniunii Europene. Seceta a pus deja stăpânire pe nord-estul României. Zona Moldovei este astfel în mare pericol, cum s-a întâmplat și anul trecut. Președintele la PAR, Laurențiu Baciu, a tras un semnal de alarmă legat de această situație chiar în fața ministrului Agriculturii, Achim Irimescu. Reprezentantul sectorului vegetal le-a cerut autorităților să se gândească deja la măsuri de sprijin pentru fermierii din regiune. Dacă anul 2015 a fost caracterizat printr-o secetă agresivă ce a cauzat mari pierderi fermierilor români, se pare că și acest an va fi la fel, motiv pentru care președintele la PAR a cerut Ministerului Agriculturii să ia măsuri preliminare pentru a acorda sprijin agricultorilor afectați. S-a instalat de 2 ani de zile și persistă încă în Moldova și unii vă spun din date oficiale, săptămâna trecută era un deficit de apă de 2000 de metri cubi pe hectar, ceea ce înseamnă un deficit de 200 de litri pe metru pătrat. Vreau să vă spun că de la 1 ianuarie și până la ora la care vorbim, în acea zonă a țării a plouat pe în februarie un 5 litri și acum săptămâna trecută încă 15 litri. Vreau să vă spun că de la 20-30 de centimetri în jos, dacă vrei să plantezi un pom sau ceva, trebuie să dai cu târnăcopul. Ori așa cum se anunță vremea și buletinele meteo care ați văzut că nu vorbesc nimic din Moldova, chiar că nu știu ce putem face. Tocmai de aceea șeful la PAR a cerut ministrului de resort să aibă în vedere de pe acum un sprijin pentru fermierii care vor avea pierderi. Așa că, nu știu, poate de pe acum vorbesc cu domnul prim-ministru, vă gândiți la ce mi-e rău pentru toamnă, pentru acea zonă și create niște rezerve de a nu-i lăsa să,
să dispară, că după 2 ani de secetă, la cât de bine se câștigă în agricultură, fiți sigur că nu-i mai găsiți la anul acolo. Regulile sunt foarte clare. În caz de secetă, se constată calamitatea și intervine bugetul prin ajutoare de stat, cum a fost și anul trecut. Agricultura românească s-a confruntat cu fenomenul de secetă majoră și anul trecut, guvernul acordând despăgubiri pentru culturile afectate de peste 30%. Acestea au fost știrile zilei. Acum urmează Agrometo. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Noapte, cerul va fi variabil cu unele norări temporare nord și nord-vest, unde pe arii restrânse, mai ales la începutul nopții, vor fi averse slabe de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări la munte. Temperaturile minime, mai ridicate decât mediile climatologice specifice perioadei, se vor încadra între 1 și 11 grade. În zonele joase spre dimineață, izolat se va semnala ceața. Mâine, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa cu mult peste cele normale în ultima zi a lunii martie. Astfel se vor înregistra maxime între 16 și 25 de grade. Cerul va fi variabil cu unele norări în nord-vest și la munte, unde doar pe arii restrânse vor fi averse slabe de ploaie. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și trecător în regiunile vestice și centrale. În orele dimineții, cu totul izolat, va fi ceață. Rezerva de umiditate accesibilă plantelor pe profilul de sol 0-100 cm în cultura grâului de toamnă se va încadra în limitele satisfăcătoare, apropiate de optim și optime în majoritatea zonelor de cultură ale țării. Pe suprafețele agricole extinse din Moldova, sudul și centrul Transilvaniei, local în nordul Munteniei și centrul Dobrogei, se vor înregistra deficite moderate de apă în sol. Procesele vegetative ale culturilor agricole se vor desfășura normal în cea mai mare parte a teritoriului și mai intens pe suprafețele agricole din sudul țării, pe fondul temperaturilor ridicate din aer și sol. Uniformitatea și vigorozitatea plantelor se va prezenta bună și medie la speciile de toamnă înființate în epoca optimă, iar în semănăturile întârziate fenologic, precum și pe terenurile afectate de secetă pedologică, starea de vegetație se va menține medie și slabă. Sub aspect fenologic, orzul și grâul de toamnă se vor afla predominant în fazele de înfrățire și alungirea paiului. La cultura de rapiță se va semnala înfrunzirea, alungirea tulpinii și apariția inflorescențelor, precum și înflorirea, în special pe suprafețele agricole cu o bună aprovizionare cu apă a solului. La soiurile extratimpurii și timpurii de cais, piersic, cireș, vișin și prun se va înregistra înflorirea în cea mai mare parte a plantațiilor, precum și legarea rodului la cais în jumătatea de sud a țării. Speciile pomicole de semințoase se vor afla la înmugurire, dezmugurire și începutul înfloririi. În majoritatea podgorilor, vița de vie se va afla în fazele de plâns și înmugurire. Culturile de primăvară înființate pe suprafețe restrânse se vor afla în primele faze de vegetație, respectiv germinare și răsărire, continuându-se totodată lucrările de semănat. Lucrările agricole specifice campaniei de primăvară se vor desfășura în condiții bune, îndeoseb pe suprafețele cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Continuarea pregătirii patului germinativ și semănatul culturilor de primăvară pe terenurile cu o bună aprovizionare cu apă a solului. Fertilizarea fazială a cerealelor de toamnă cu îngrășăminte minerale complexe. Efectuarea lucrărilor de întreținere la speciile de câmp și pom viticole.